Doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze adunarea și ocazia care prilejuiește această întâlnire binecuvântată pentru noi în această frumoasă zi de vară, când dorim ca ea să fie și înăuntru, în casă și în sufletele noastre, cu adevărată vară spirituală. Frați și surori, au trecut 13 ani de zile de când biserica, filia aceasta a fraților de limbă țigănească, a serbat un eveniment asemenea cu sărbătoarea evenimentului ce după 13 ani, deci destul de rar, întâlnim astfel de ocazii și de sărbări, chiar dacă este vorba și în biserici mai mari, cu mai mulți membri, aceste evenimente și ocazii sunt destul de rar. Domnul Iisus Hristos, de altfel, avea în vedere acest lucru și El spunea, îndemnând pe ucenicii Săi, cu aceste cuvinte: mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători în via Sa. Vedem împlinirea acestui deziderat, acestei rugăciuni, acestui îndemn al Domnului Iisus Hristos și este o bucurie pentru noi, pentru că până la ziua de astăzi, dumneavoastră, membrii care sunt legați de această filie, de acest loc de rugăciune, cei care îl iubesc pe Dumnezeu și sunt integrați în această operă și în această lucrare de mântuire a lui Dumnezeu, știu că noi, până când să ajungem la ziua de astăzi și la evenimentul acesta, s-a adunat biserica, biserica și-a spus cuvântul. Apoi a urmat o vreme de așteptare. Fratele Marius a fost invitat, chemat la centrul filialei cultului Arad. Acolo el a depus o mărturie, a depus un examen, a fost promovat în urma mărturiei și a examenului pe care el l-a depus. Și astăzi noi suntem prezenți aici și considerăm prezența noastră autorizată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ducem la îndeplinire ceea ce s-a părut hotărât, potrivit Duhului Sfânt și bisericii de aici, ca fratele să fie pus în față și să fie chemat la slujba de a sluji în biserica lui Dumnezeu, îndeplinind această lucrare de diaconat. Dumnezeu să-l binecuvinteze! Dumnezeu să binecuvinteze biserica de aici, din și fie ca începând cu ziua de astăzi, în istoria acestei biserici care aș dori să dăinuiască și să țină până în ziua venirii Domnului Iisus Hristos, cu toții să putem să spunem că am pus aici o piatră nouă de hotar, o piatră peste care dorim ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să toarne uleiul Său și mai mulți frați, mai multe surori, mai multe suflete nemântuite să se înroleze și să-L slujească pe Dumnezeu. Și așteptând astfel măreața zi a întâlnirii noastre cu Dumnezeu, cu Mântuitorul, pe care îl dorim, pe care îl așteptăm și dorim cât mai curând să îl întâlnim. Sigur că Domnul Iisus Hristos este Cel care ne-a învățat cum trebuie să se procedeze în astfel de situații, în astfel de ocazii când suntem chemați să alegem slujitori pentru biserică. Și Domnul Iisus, Mântuitorul, ne arată exemplul pe care l-a lăsat în ceea ce El a lucrat cu ucenicii Săi. El a chemat întâi la Sine. A chemat mai mulți. Apoi din mulțimea pe care a chemat-o, a ales. Și din aceea pe care El i-a ales, apoi i-a trimis. Deci urmează o chemare, o alegere și apoi o trimitere. Toți am fost chemați la El. Dar de această alegere specială, nu putem să spunem că toți beneficiem. Iată că s-au scurs 13 ani, cum spuneam, și după 13 ani, abia acum putem să motivăm, să susținem cu tărie
că lucrarea aceasta vine din partea lui Dumnezeu, din partea Duhului Său cel Sfânt, ca fratele să fie acum, după ce a fost chemat, ales și trimis, pus la dispoziția bisericii. Două gânduri, vă rog să-mi permiteți să împărtășesc împreună cu dumneavoastră în această ocazie. Cel din tâi gând este legat de el, iar cel de-al doilea gând este legat de biserica lui Dumnezeu de aici, de la această adresă. În primul rând, pentru fratele Stanca Marius, numit și nonu, cunoscut sub acest pseudonim ce el îl are de biserică, pentru cei care nu-l cunosc, vă rog să-mi permiteți să-i fac o scurtă recomandare, o scurtă prezentare. Are vârsta de 37 de ani. Este căsătorit cu sora Aurica, fiica fratelui Filip Căldăraș, și noi ne bucurăm de aceasta. În familia lor, care este compusă din 6 copii, sigur, copiii n-au ajuns încă la maturitate, dar noi credem că și copiii aceștia vor urma îndemnul, calea și sfatul părinților lor de a-L sluji pe Domnul Iisus Hristos. Vă rog să fie liniște. Vedeți, fratele Șandor filmează, duce dincolo. Și dacă facem dezordine. De 21 de ani, fratele Stanca Marius îl slujește pe Domnul Iisus Hristos. A fost botezat în apă în anul 1968 în Biserica Penticostală numărul 1, când se găsea încă pe strada Timocului. În același an, Domnul l-a botezat cu Duhul Sfânt. Tot de 21 de ani, el împreună cu sora Aurica duc înainte și jugul căsătoriei. Ne bucurăm că fratele Stanca Marius are așa o frumoasă carte de vizită. Biserica de aici îl cunoaște, el a fost un apropiat colaborator al fratelui Filip și dorim ca de astăzi înainte fratele Marius să fie un devotat slujitor pentru lucrarea și marea operă de mântuire a celor ce-L iubesc pe Domnul Iisus Hristos, a celor ce caută mântuire. Dragă frate Marius, aș dori ca să-ți aduci aminte și să ții tot timpul vieții tale minte sfaturile ce Duhul Sfânt mi le pune pe inimă ca să ți le aduc înainte în ziua de astăzi. În primul rând, frate Stanca Marius, ca să fii un vrednic slujitor înaintea lui Dumnezeu, un bun slujitor înaintea lui Dumnezeu, un slujitor care în orice împrejurare să ai îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu, tu să păstrezi și să nu rupi niciodată părtășia și firul de legătură cu cerul, cu Dumnezeu. Oricât de iscusit ar fi cineva, oricât de bun sfătuitor, predicator, învățător, oricât de relații ar avea aici în lumea aceasta, dacă el are firul de legătură întrerupt cu cerul, cu Dumnezeu, el este un slujitor formal, el este un slujitor firesc, el este un slujitor fără Duhul. Un slujitor care are în permanență legătura cu Dumnezeu, trebuie aici, în lumea noastră, aici, în lucrurile care noi le vedem, să-și sprijinească și să aibă bune relații în slujirea sa cu trei categorii speciale. În primul rând, aici jos, în lume, omul care are legătura cu Dumnezeu, slujitorul care are legătura cu Dumnezeu, trebuie să aibă în permanență sprijin din partea familiei sale. Și aici, sora Aurica este chemată și ea să-și înțeleagă menirea la care este chemată alături de soțul ei. Nu se poate să te duci într-o familie să dai sfaturi, să îndemni. Nu se poate să stai de vorbă cu o familie, să ai greutate într-o familie atât timp cât în familia ta este dezordine. Atât timp cât în familia ta nu este armonie, nu este pace, nu este înțelegere. Deci, în primul rând, slujitorul trebuie să urmărească aici ca familia sa să fie o familie credincioasă.
O familie demnă, o familie plăcută lui Dumnezeu, o familie care să trăiască în pace, în înțelegere, în armonie. O familie care să fie un exemplu. În al doilea rând, un slujitor vrednic în lucrarea lui Dumnezeu trebuie să se sprijinească și să se folosească de suportul bisericii. Trebuie să simtă cu biserica. Trebuie ca fibrele sale sentimentale să fie puse în mișcare și atunci când este vorba de un necaz, de o problemă a unuia cu vază deosebită în biserică. Dar el trebuie să simtă și fibrele lui sentimentale de servitor, de lucrător în biserică, trebuie să fie sensibilizate și atunci când este vorba de o soră mai necăjită, de o soră mai nebăgată în seamă, de un frate care poate nu știe să vorbească ca alții, care poate nu știe să se apere ca alții. Tu, frate Marius, să cauți să înțelegi pe toți. Tu te faci în așa fel ca legătura ta cu biserica să fie sprijinită întotdeauna de o înțelegere. Să-i asculți pe frați, să asculți plângerile lor, necazurile lor, ca astfel, ca un bun slujitor, să te poți face părtaș cu necazurile celor ce sunt în biserica lui Dumnezeu. În al treilea rând, un slujitor bun, așa cum în 1 Timotei, în capitolul 3, de unde s-a citit, dar în versetul 7, care n-a fost prezentat, scrie așa: trebuie să aibă și o bună mărturie din partea celor de afară, pentru ca să nu ajungă de ocară și să cadă în cursa diavolului. În al treilea rând, un slujitor vrednic, care are legătura în permanență cu Dumnezeu, cu cerul, un slujitor care își sprijină lucrarea sa în această lume, pe familia sa, pe biserica sa, în al treilea rând, el trebuie să aibă și o bună mărturie din partea celor de afară. El are un serviciu de stat. Are colegi acolo. Are poate prieteni acolo la servici. Dar are și dușman. Că așa este omul, nu se poate să fie fără dușman. Frate Marius, tu să te dovedești și în fața celor față de care și care îți sunt colegi, care sunt prieteni sau mai puțin te simpatizează și față de aceștia, tu așa să te comporți, așa să lucrezi, așa să fie exemplul tău de viață pilduitor, încât și aceștia să poată depune o bună mărturie despre tine. Când se va interesa cineva de aici, când va veni vorba despre tine, colegii tăi să poată să spună: da, îl cunosc pe Stanca Marius, este coleg cu mine. Am văzut că omul acesta este un om deosebit. Am văzut că omul acesta se deosebește de alții. Dorim ca tu să te poți bucura în lume de o prea frumoasă mărturie din partea familiei tale, din partea bisericii și din partea celor din afară. Și Dumnezeu să-l binecuvinteze. Iubiți frați și surori, în al doilea rând, gândul meu ce doresc să-l împărtășesc cu biserica de aici din loc este că oricât de frumoase ar fi prerogativele ce noi le aducem în față în ziua ordinării fratelui Marius, astăzi, în 23 iulie 1989, fratele Marius nu va putea sluji dacă biserica de aici nu îl ajută. Și pentru aceasta, vă rog să-mi permiteți să vă prezint din partea lui Dumnezeu, din cuvântul Său, un verset ce-l găsim în Epistola către Evrei, la capitolul 13. Versetul 17 spune așa: ascultați de mai mari voștri și fiți-le supuși, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva
nu v-ar fi de niciun folos. Pentru ca fratele Stanca Marius, începând cu ziua de astăzi, ca să aibă autoritate, ca să se bucure de trecere înaintea lui Dumnezeu, pentru ca el atunci când se va ruga aici împreună cu biserica, când va ține pe brațele sale un nou născut, când va ieși pe străzile orașului și va intra într-o casă de jale, pentru ca să fie însoțit, să aibă cuvânt de mângâiere, cuvânt de alinare, pentru ca el să poată să facă slujbele acestea, pentru ca el atunci când va veni aici va cere binecuvântarea peste rodul pământului și peste rodul viței și va împărtăși bisericii, să se vadă că această lucrare este o lucrare autorizată de cer, de Dumnezeu. Pentru aceasta el are nevoie de sprijinul bisericii. Haideți să ne imaginăm următoarea situație. Să presupunem că în ziua de astăzi ar fi aici nu numai fratele Codreanu, care este și păstorul comunității și reprezentant al filialei cultului Arad, fiind membru în comitetul de conducere a filialei Arad, nu numai fratele Valer Brâncovan, ci să zicem că ar mai fi cineva încă de la filială și chiar de la centrul cultului și am fi noi aici, că nici n-am mai avea loc la avon, și ar fi numai fratele Stanca Marius și cu soția lui. Ce bucurie ar fi aceea! Ce ordinare ar fi aceea! Dar iată, prezența dumneavoastră aici încununează bucuria acestui serviciu special, așa cum s-a spus la deschidere, serbarea aceasta binecuvântată, prin prezența dumneavoastră, prin atașamentul dumneavoastră. Să nu uitați niciodată, iubiți frați și surori, că dacă îl iubiți pe Domnul Iisus, dacă iubiți sufletul vostru și dacă vreți să fiți mântuiți, atunci trebuie să ascultați. Trebuie să ascultați de mai mari voștri și mai mare al vostru în ziua de astăzi, hotărât de voi, acceptat de voi, urmează să fie fratele Marius. Să știți dumneavoastră că mântuiți sunt aceia care ascultă, aceia care dau ascultare, aceia care primesc cuvântul care li se predică, aceia care răspund atunci când sunt chemați la o mobilizare, când biserica îi cheamă. Mai ales că la dumneavoastră aici o să fie foarte multă nevoie de astfel de mobilizări. O să fiți chemați să punem mâna ca să dregem și să facem o casă de rugăciune. Pentru că aici nu se știe cât mai stăm până vine buldozerul. Și atunci când veți fi chemați, dacă o să vă astupați urechile, dacă o să întoarceți spatele, dacă nu o să răspundeți, iubiți frați și surori, fratele Marius, nu pentru că el este Marius Stanca, ci pentru că Dumnezeu nu se lasă niciodată și lucrarea lui Dumnezeu nu rămâne nedusă la îndeplinire, fratele Marius, și cu chiar puțin, dacă îl vor înțelege, vor merge înainte. Iar cei ce nu vor asculta, să știți că nu vor ajunge bine. De aceea, eu aș dori să chem în ziua de astăzi biserica la ascultare. Să ascultăm atunci când fratele ne mustră, atunci când ne iese înainte. Fratele nu o face aceasta ca să ne arate că el are sabia asupra lui. Ce ați înțeles de ce? Pentru că are această răspundere înaintea lui Dumnezeu de a priveghea pentru sufletele noastre. Și dați-mi voie să vă spun, și vai de el, repet, vai de el dacă nu o va face aceasta. Vai de el dacă atunci când va ști că undeva este cealaltă în familie, dacă va ști că cineva a făcut aceea, vă rog să înțelegeți că nu de plăcere va sta de vorbă și va mustra pe cineva, ci din obligație care revine pentru slujba la care el este chemat și la care este investit. Biserica, deci, este chemată la ascultare. Nu se poate ca singur el să propășească, lucrarea de aici să propășească.
Cum ar fi orchestra aceasta dacă ar fi numai fratele Stoian aici în ea și să cânte contrabai neîncântă? Tot așa și biserica trebuie să fie în ascultare, în unire, ca ceea ce se face să fie plăcut lui Dumnezeu. Și eu chem biserica și aș dori să nu fie greu nimănui cine este de acord, începând cu ziua de astăzi, ca să asculte întâi de Dumnezeu și apoi de servul și lucrătorul bisericii. Dumnezeu să vă bine bine. A acestei lucrări se face așa cum este arătat pe paginile Sfintelor Scripturi, prin rugăciune cu punerea mâinilor. Și aș vrea să îmi permiteți în câteva cuvinte să vă explic ce însemnează rugăciune cu punerea mâinilor. Știința a demonstrat că noi avem amprente digitale care ne deosebesc unul de celălalt. Peste 5 miliarde și 100 de milioane de locuitori sunt la ora actuală pe planeta Terra. Și nu există două persoane care să aibă aceste amprente digitale să se asemene de la unul la celălalt. Acum, ce legătură are aceasta cu ordinațiunea, cu ordinarea, cu rugăciunea prin punerea mâinilor? Uitați, iubiți frați și surori, când noi am fost chemați în slujbă, peste noi și-a pus frații păstori mâinile și ne-au investit în această slujbă. Acești frați păstori, în spatele lor, într-o zi, au avut alți păstori care și-au pus mâinile peste ei. Acei păstori, la rândul lor, au avut alții. Și vă rog să vă imaginați acest lanț, acest șir, până la ucenicii Domnului Iisus. Iar în spatele ucenicilor, cel din tâi este Domnul Iisus Hristos. Care își pune mâinile sale peste apostoli, peste ucenici și îi binecuvintează. Iată deci că noi nu facem altceva decât în acest șir, în acest lanț, să ne lăsăm ca o undă, să ne lăsăm ca un circuit, ca o conductă, prin care noi suntem în directă legătură cu cerul, cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus Hristos. Dar amprentele noastre fiind deosebite, diferite de la unul la altul, prin aceasta noi motivăm că va fi o selecție specială. S-ar putea să pună mâinile și unul care să aibă lanțul întrerupt. Înțelegeți? Să zicem, 1, 2, 3, cineva și-a luat această slujbă din îndrăzneala lui, apoi a dat și la altul, apoi a mers și la altul, însă acest lanț este un lanț întrerupt. Și Dumnezeu va vedea, Dumnezeu care cunoaște și știe totul, El cunoaște dacă lanțul nostru este un lanț întrerupt, sau este un lanț care vine de la Dumnezeu, o conductă care curge de la Dumnezeu. Prin aceasta, deci, este și o deosebire, o motivare în care noi înțelegem și mai bine, folosind argumentul rațional al minții noastre, că va fi și că este o adevărată deosebire între unii și alții. Doresc din toată inima ca Dumnezeu să binecuvinteze biserica din cer. Dumnezeu să binecuvinteze pe fratele Marius Stanca. Cu ziua de astăzi să-și înțeleagă bine responsabilitatea la care este chemat ca slujitor în biserica lui Dumnezeu. Aș dori, frate Marius, ca tu, pentru vremea care o încep astăzi, și noi nu știm cât ea va ține, cât va dura, dar am dorit ca să-ți urăm acum, la început de drum, întâlnirea binecuvântată cu cuvintele și mesajul Domnului Iisus Hristos. Amin.
Când în ziua aceea, pentru vremea care o încep astăzi, să auzi cuvintele Domnului Iisus Hristos. Vino, slugă bună și credincioasă. Peste puține lucruri ai fost spus. Vino aici și intră în bucuria stăpânului tău. Până atunci, să te vrednicească stăpânul, ca să fii un vrednic slujitor și biserica de aici, o biserică care să sprijinească slujba ta, o biserică care să-ți dea concurs ca să-ți împlinești bine slujba. Amin. Amin.